Ideea apariției unei noi uniuni de partide denumită Mișcarea Populară nu a scăpat necomentată de fostul uneperist Danilie Morega. Acesta consideră inutilă decizia democrat-liberalilor de a atrage lângă ei restul politicienilor mărunți. Morega este convins că în mișcare se vor prinde doar partide de mâna a doua. În maxim una, două săptămâni se va înființa Mișcarea Populară. Știți foarte bine că în Mișcarea Populară vor intra partide de, ca să-i numesc așa, second hand. În afară de PDL, care, iată, l-a crescut primul ministru la 18%. Va intra PNG, PNC, Partidul Verzilor și UNPR-ul. Imaginația lui Morega merge chiar mai departe. Acesta îi dă ca sigur câștigător pe useliști și în special pe socialdemocrați. Dacă până acum ar fi făcut orice pentru a nu recunoaște meritele pesediștilor gorjeni, parlamentarul îi compară pe Cârciumaru și Călinoiu cu săgeata albastră. Din analizele pe care le-am făcut la nivelul județului Gorj, nu va câștiga Mișcarea Populară, ci va câștiga USL-ul, trecând Cârciumaru și Călinoiu ca săgeata albastră prin gara de la Pojogenă. Probabil că dacă scot din teșchereaua lui Condescu și al domnului Rușeț vreo 2-3 milioane de euro, atunci scot ceva scor mai bun. Deși nu dă nicio șansă PDL-ului, atât ca formațiune luată separat, cât și ca membra a Mișcării Populare, Morega recunoaște că în Parlament a votat pentru trecerea guvernului.